Îl folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură. Are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este seara magică de Sfântul Nicolae. Vă doresc să aveți sănătate, bucurii, fericire, copiilor, jucării, înghetuțe, iar dumneavoastră multă fericire, sufletele pline de dragoste, de iubire, de sentimente frumoase. Am doi invitați astă seară, frumoși, tineri și foarte dragi dumneavoastră, foarte dragi mie, Mirela și soțul ei, Romeo Botezatu. Bună seara și bine ne-am regăsit! Bună seara! Bună seara! Ne bucurăm să fim astăzi din nou împreună în această seară minunată. Este o seară care vine cu daruri pentru cei meritoși, dar și pentru cei care, hai să spunem, mai au ceva de transformat. Poate că nu e lușa este cea care ne ajută, ci blândețea și soluțiile la ce mai avem de făcut ca să fim pe de-a întregul meritoși. Mă bucur să fiu din nou alături de prietenii emisiunii. Și pentru că este seara de Sfântul Nicolae, m-am gândit că am putea discuta despre ce ne oferă 2022 pe sfârșit de an și cum putem să activăm manifestarea, materializarea în 2023. Suntem, cum spuneam, la sfârșit de an, când fiecare dintre noi face un bilanț a ceea ce s-a întâmplat în decursul acestui an. Pregătim daruri pentru cei dragi. De ce nu ne calculăm veniturile? Ce-a mai rămas? Ce se mai poate pune deoparte pentru cei dragi sau poate pentru anul care vine? Astfel încât trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi evaluăm prosperitatea și succesul în anul 2022. M-am gândit să discutăm puțin despre cât de conștienți am creat prosperitatea în anul 2022, dacă ceea ce am produs în viața noastră, în toate aspectele ei, s-a întâmplat pentru că ne-am propus sau am putea să spunem că viața ni se întâmplă și că direcțiile în care ne îndreptăm sunt mai degrabă aleatorii, că trăim ceea ce ni se întâmplă și mai puțin din ceea ce ne propunem. De ce fac această afirmație? Pentru că în practica terapeutică fac o meditație cu câmpul de forțe în care oamenii pot să vadă și să simtă direcția în care sunt trași, împinși, luați pe sus, ridicați, trași înapoi, împinși înainte. Și putem să conștientizăm că energiile, forțele care ne influențează la un moment dat sunt mult peste ceea ce noi alegem și indiferent dacă avem sau nu un vis, dacă avem scopuri, marea majoritate nu au, de aceea viața ni se întâmplă și uneori și cei care au vise și scopuri sunt impactați mai mult sau mai puțin conștienți de ceea ce se întâmplă și de forțele din jurul nostru. În 2022 am avut un an în care ne-am readaptat
la o normalitate pierdută, limitată anterior. 2022 am reînceput să trăim în bucurie atât cât a putut fiecare. Am recuperat din emoțiile benefice, alții dintre noi au rămas încă în stagnare, în izolare, într-o energie a limitării din multe puncte de vedere. La final de 2022 mă gândesc că pot să privesc unde mă aflu din punct de vedere emoțional, dacă am rămas încă în energia de limitare, în energia de restrângere și de retragere, sau mai degrabă sunt în toată ființa mea, am tot sufletul, am toată energia, am toată puterea și pot să creez conștient. Cei mai mulți din practica terapeutică sunt încă sub impactul emoțiilor, a fricilor, a credințelor limitative. Și trăgând linie la sfârșitul acestui an, aș spune că viața s-a întâmplat după cum ne-am propus destul de puțin, pentru că în loc să trăim, am fost ocupați să supraviețuim. Însă astăzi, de Moș Nicolae, putem să setăm anul 2023, putem să cerem daruri de conștiență și de claritate asupra viitorului. Deja sunt multe conferințe, multe informații cu privire la anul 2023 din toate domeniile de cunoaștere. Oarecum avem informații despre modul în care aceste previziuni și energia anului 2023 o să ne impacteze. În schimb, este necesar să avem și soluții personale referitor la cum pot eu să acționez concret în viața mea, astfel încât anul 2023 să fie mai prosper, să fie de succes, iar ceea ce eu îmi propun să se și întâmple. Însă, dacă cu ceea ce am trăit și am simțit până acum, am produs rezultatele din acest moment prezent, și poate că nu sunt cele mai impresionante, poate că nu sunt rezultatele pe care mi le-aș fi dorit, ce o să se întâmple oare în anul viitor dacă o să rămân în aceeași energie, în aceeași frică, în aceeași gândire, cel mai probabil că nu o să se întâmple nimic diferit, ci pur și simplu voi continua și în 2023 să supraviețuiesc impactat, influențat de toate forțele care care acționează asupra mea. Se spune în psihologie că subconștientul te influențează, subconștientul îți conduce viața și tu numești asta destin. Eu invit la claritate asupra alegerilor pe care le-am făcut în 2022, dacă am făcut alegeri, sau dacă pur și simplu ceea ce am trăit a venit aleatoriu, tocmai pentru că nici măcar nu am vise, iar visele nu costă. Visele sunt energie creatoare, particulă și informație care se creează și ulterior se și materializează dacă are suficientă energie, încărcătură să
devină intenția materială. În schimb, dacă nici măcar nu am un vis, energia pe care o utilizez este dintr-o manieră de retragere, limitare, minim. Aud frecvent pe minim, cât mai ieftin. Nu te întinde mai mult decât îți este plapuma. Toată lumea e în retragere. Cum să mai ai vise? Dar tu ai timp de vise. Dragii mei, visele sunt poate singurele pe care nu le ia nimeni, decât dacă noi alegem să renunțăm la ele. Așadar, este important să creăm un vis, să avem claritate asupra alegerilor pe care le facem în viața noastră și este important să conștientizăm emoția din care generăm anul care vine. Pe final de an ne simțim bine, facem cadouri, ne întâlnim cu prietenii, cu familia. Creiem încă de acum o energie care poate să constituie o bază solidă, bateria pentru anul viitor. Însă, în ianuarie, toată lumea își ia abonament la sală, toată lumea își propune să slăbească, să facă cursuri, iar pe la jumătatea lui februarie această energie deja s-a terminat, se disipează pentru că din nou forțele anului încep să acționeze asupra noastră și visul meu nici măcar nu este un vis solid, claritate nu am, emoțiile și ceea ce am în umbră și în subconștient vine peste mine și din nou intru pe programul de supraviețuitor, urmând ca la finalul anului să spun că poate nu am avut noroc, nici de data asta nu a fost să fie și mai degrabă mă uit în jur cine este responsabil pentru lipsa de succes și prosperitate. În această idee, pentru a veni în sprijinul prietenilor emisiunii și a tuturor celor care simt să acționeze, am creat în 16 decembrie o conferință care se numește Setează anul 2023, tocmai pentru că ceea ce predau și practic. Este adevărat că în trecut îmi făceam o listă, îmi puneam visele, scopurile pe care doream să le ating în următorul an, le puneam pe o listă și bifam de fiecare dată când se îndeplineau. Astăzi am învățat că succesul în anul viitor începe încă de acum. E important ca deja să ai o listă de scopuri, poate un vis măreț, astfel încât energia pe care o creăm la sfârșit de an să fie deja baza, să fie bateria care încarcă acțiunile noastre pe tot parcursul anului viitor. Și vorbesc despre acțiuni, pentru că în metafizica chineză, miracolul, sincronicitatea se întâmplă atât timp cât ești aliniat. Te susține cerul 33%, te susține energia pământului, locul unde ești, acțiunile din zona respectivă, energia, dar nu este suficient. Ceea ce faci tu ca și om, acțiunile, deciziile, alegerile, cunoașterea, cursurile, efortul pe care eu ca om îl fac în demersul materializării îmi determină și îmi influențează succesul și prosperitatea. Așadar, este foarte important să fiu conștient că am un vis,
am un scop, însă depinde de mine în ce mod îmi folosesc energia spre a atinge scopul propus. Însă, atât timp cât sunt încă cu energia în regrete, frici, necredințe, rușine, vinovăție, emoții, care de cele mai multe ori sunt conectate cu acțiuni sau evenimente din trecut, cea mai mare parte din energia mea creatoare se disipează, se pierde, potențiază evenimente, relații, situații din trecut și mă mir de ce nu materializez, pentru că se predă materializarea instantă, se predă vizualizarea, se predă meditația, contemplarea. Însă, în minutul 2, anulez prin faptul că energia mea este pierdută sau irosită în trecut, în tot felul de situații. Pentru că spuneam, predau din ceea ce eu practic, deja am lucrurile și programul organizat pentru anul viitor. Este un program foarte structurat, pentru că eu, ca și formare, sunt ca formare interioară, sunt organizată, structurată și foarte disciplinată. Și atunci nu las lucrurile la voia întâmplării, ci ok, cred că sunt susținută de cer, aleg energia pământului și timpul în care mi este favorabil, dar sunt perseverentă în acțiunile pe care eu le fac zi de zi. Și despre acțiunile pe care noi putem să le facem, voi povesti în conferință. Voi folosi de asemenea împreună cu participanții activările care se pot face încă de acum pentru prosperitate și succes pe toate planurile. Voi susține participanții să obțină mai multă claritate asupra domeniilor din viață unde simt să îmbunătățească. Practic, am numit conferință, dar în realitate cei care deja au lucrat cu mine știu că conferințele mele sunt mai mult o formă de workshop, pentru că scopul este de a clarifica, de a obține o direcție și de a găsi resurse interioare prin care să ni se întâmple și nouă succesul și prosperitatea în anul ce vine. Deși sunt multe situații care ar putea să ne pună piedică, să ne limiteze, sunt de asemenea resurse infinite, aș spune, pentru că trăim niște vremuri extraordinar de complexe și de ofertante. Avem resurse și îmi asum ceea ce spun, de a activa prin propriile noastre forțe materializarea pe care toată lumea și-o dorește, prosperitatea, sănătatea, succesul, cunoașterea. Cunoaștem atât de multe în acest moment, cunoaștem istorii, cunoaștem despre civilizații din afara Pământului, cunoaștem atât de multe lucruri din exteriorul nostru. Rămâne doar să ne conectăm și cu propria ființă. Și am remarcat că cei care practică recunoștința pentru anul în curs, pentru toată viața, pentru momentul prezent, pentru ceea ce avem și chiar pentru ceea ce nu am, se activează un câmp de energie și beneficitate care poate fi o resursă importantă.
recunoștința, smerenia, empatia și compasiunea activează resurse atât de valoroase pentru anul în curs, pentru anul care vine, încât toate entitățile de lumină care pot, vor și trebuie sunt alături de noi, pentru că energia universală intră în conexiune și suntem susținuți în funcție de emoțiile și de radianța pe care o emitem. Am avut câteva situații repetitive despre credință. Da? Dacă ar fi să vorbesc despre două secrete ale, cel puțin în ultima jumătate de an, două secrete, nimic altceva. Trei. Recunoștință, credință și conexiune. Despre aceste trei emoții, pentru că recunoștința are în sine smerenie și recunoașterea faptului că da, sunt cineva, dar nu aș fi mai mult dacă nu recunosc că sunt aliniat la o voie divină și la o divinitate care se manifestă prin mine. Credință. Toți credem, însă, da? Toți credem. Însă frica de multe ori este mai mare decât credința. Și atunci miracolul întârzie să apară, pentru că în credință nu există frică. De aceea invit ca în anul care vine, recunoștința ca o forță interioară, credința ca o ancorare în conexiune cu divinitatea și nu în ultimul rând, poate cea mai importantă dintre resursa noastră este ancorarea și conexiunea cu sursa, cu divinitatea, cu Dumnezeu, fiecare cum simte să o definească. Sunt baza pentru a construi un vis, un scop și a trece mai departe la acțiune. Când ești conectat, ai toată energia în tine, ești centrat, energia nu se mai fragmentează, nu se mai pierde. Când ești acum și aici, poți activa în trecut și în viitor. Se vorbește mult despre prezent, despre momentul acum, despre a fi conectat cu tine, însă de cele mai multe ori suntem fie în trecut, fie în viitor. Suntem în trecut și irosim energia, motiv pentru care nu mai reușim să materializăm, și atunci când suntem în viitor, pierdem momente importante din acum. Conexiunea face ca din momentul prezent să-mi pot gestiona energia, să pot fluctua și dacă ar fi să ne raportăm la timp, ca la o linie trecut, prezent și viitor, momentul acum, momentul în care ești conștient, momentul în care ai claritate, ești conectat, poți materializa, condiția fiind să faci asta dintr-o energie benefică, dintr-o energie constructivă, să proiectezi și, evident, să ai concret ce anume îți este de folos, pentru că toate sunt îngăduite sau multe sunt îngăduite, dar poate nu toate ne sunt de folos. În mod cert, trăim vremuri în care aceste multe îngăduite
sunt nevoi adăugate care în mod cert nu ne aduc nici mai multă fericire, nici mai multă prosperitate. Și atunci sensul meu în viața oamenilor este să îi ajut să clarifice ce din tot ceea ce este te susține, este folositor în acest moment. E cu adevărat nevoie de tot ceea ce este în jur și în viața ta? Care sunt criteriile după care alegi să ai succes? Care este optimul tău ca să trăiești fericit? Fericirea a devenit așa o expresie care pare golită de sens și de energie. Însă, cu adevărat, fericirea potrivită pentru fiecare dintre noi are energie, are bucurie, are încărcare și atunci sensul pentru anul viitor este ca fiecare suflet, fiecare prieten să-și găsească propria fericire, propriul sens, propriul succes. Pentru că atunci când eu sunt întreagă în ființa mea, când am toate astea, pot să stau alături de cineva care are un succes diferit, care are o fericire diferită, iar fericirea celuilalt nu afectează fericirea mea și succesul meu. Suntem extensii diferite și complexe ale aceleiași surse, motiv pentru care manifestăm fericiri diferite, sensuri diferite, nevoi diferite. Nu e necesar să fim la unison cu toții, ci mai degrabă este de dorit să ai un vis clar. Ceea ce ne împlinește. Din ce în ce mai mulți oameni vin și întreabă care este sensul meu, care este semnificația vieții mele, că parcă nimic nu mă mai face fericit, parcă nu mai găsesc împlinire. Pentru că raportarea sau criteriile după care facem aceste alegeri nu mai sunt ale noastre de mult. Despre cum activăm energia și resursele în anul viitor, o să vă vorbesc în conferință. O să sunt așa de fericită și de bucuroasă la gândul că vom activa împreună un câmp al conștienței, pentru că mai mulți oameni conștienți, mai mulți oameni care își folosesc energia și într-un mod conștient și planificat, generează rezultate concrete. Da, forțele din jurul nostru ne influențează, forțele ne impactează, dar toată cunoașterea care este acum la îndemână vine să ne ofere și soluții. Scopul pentru care planificăm este să ne pregătim din timp, astfel încât neprevăzutul sau întâmplarea să ne impacteze din ce în ce mai puțin. Și astfel, rezultatele cresc ca și probabilitate și cel puțin pot să stau cu capul liniștit și să spun ok, pentru anul viitor m-am pregătit, am studiat, am făcut tot ce ține de mine, astfel încât să accept că da, sunt ghidul vieții mele, îmi călăuzesc acțiunile, mi-am luat propria viață în mâini
Și uite, am acționat și am și rezultate. Ce satisfacție mai mare decât să produci rezultate? Asta înseamnă că ai putere, ai conștiință, ai prezență și da. De cele mai multe ori când avem succes, tindem să spunem, Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu, uite, sunt un norocos. Însă există vorba aceea, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă, pune și tu mâna și fă ceva, pune și tu mâna și ia. Da? Asta înseamnă să ai, să acționezi și să îți dorești ca să generezi tu rezultate în viața ta și mai puțin să te acordezi, să spunem, la ceea ce cred alții că meriți sau că poți. Da. Este o conferință extrem de interesantă și de productivă pentru fiecare, pentru că suntem la sfârșit de an, toți, absolut toți, avem speranțe pentru anul următor și este ideal să începem anul cu gândurile foarte bine puse la punct, cu dorința de materializare, să învățăm să materializăm ceea ce ne-am pus în minte. Practic, condiția sine qua non ca să le și realizăm. Exact. Eu aș spune așa din experiența mea, din toată viața, pentru că, ok, poate am un atu că așa sunt eu disciplinată și organizată, însă rezultatele au venit planificate și mai puțin doar mi s-au întâmplat. Deci, da. Acum este un moment ideal pentru a crea viziunea asupra anului viitor, pentru a decide, da, facem ordine, ne curățăm ghetuțele în seara asta și, practic, ne curățăm ghetuțele, poate să semnifice și că dăm deoparte impuritățile, praful, poate energiile care nu ne mai servesc, situațiile, relațiile, gândurile, emoțiile, tocmai pentru a face loc darurilor divine să se manifeste în viața noastră. Așadar, facem o acțiune conștientă, da? De aceea e important să facem și această curățare interioară pentru a pregăti darurile și scopurile pe care dorim să le atingem în anul viitor. Așadar, curățarea, aș spune că începe încă din seara de Moș Nicolae, pentru că vine Moș Crăciun și din nou și acesta aduce daruri, urmând ca, începând de la 1 ianuarie, așa cum îmi place mie să spun, fii propriul tău Moș Crăciun. Cum altfel, dacă nu noi, suntem cei care cărora ni s-au dat darurile de a materializa. Ne tot uităm în jur, dar mie îmi place să spun că Moș Crăciun sunt eu, pentru că divinitatea a pus în mine niște resurse extraordinare pe care pot să aleg să le folosesc sau pot să le țin cumva în umbră, da? Sunt extrem de multe instrumente de cunoaștere în acest moment. Sentimentul este că n-au fost niciodată mai multe instrumente de cunoaștere, mai multe soluții ca acum care să ne ajute. Suntem cu adevărat foarte susținuți de cunoaștere în toate domeniile. Aproape că nu mai avem scuze pentru lipsurile pe care le trăim, inclusiv prin emisiunile extraordinare și foarte valoroase pe care tu, Olga, le pui la dispoziție, susții, practic,
soluțiile și fiecare om să-și ia ceea ce are nevoie pentru propria fericire. Deci, da, conferința vine să împuternicească oamenii, pentru că asta este ceea ce am înțeles eu de-a lungul experienței mele. Tu poți, cu propriile resurse, în conexiune cu divinitatea, să manifesti darul miraculos al vieții. Și asta este și mesajul meu pentru toți oamenii. Eu cred cu tărie și asta se și întâmplă. Da, așa e, ai perfectă dreptate. Ideea este că, vezi, fiecare dintre noi punem pe masă, înaintea fiecăruia, nu trebuie decât să aleagă. Să aleagă lucru cu care rezonează. Pentru că așa ajungem exact acolo unde trebuie. La propria fericire și la propria prosperitate, la ce am eu nevoie ca să spun, da, a fost un an extraordinar. Am trăit bine, am simțit că am sens. Viața este extraordinară. Pentru că putem, aproape că am uitat să spunem lucrurile astea, însă de Moș Nicolae ne curățăm hăinuțele, ne curățăm ghetuțele și lăsăm energia nouă să vină. Să nu ne lăsăm copleșiți și să avem speranța că la anul o să fie un an mai bun. Nu mă interesează ce aud în stânga și în dreapta, pentru că în toate perioadele, cât ar fi fost ele de rele, au fost și oameni care au trăit mai bine, care au câștigat mai bine, care au reușit să se afirme și putem să fim și noi unul dintre ei. Cu siguranță. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Să ne spună Romeo cum facem, cum vede el lucrurile. Eu le văd mult mai simple și mai frumoase. Pentru că eu am învățat să măsor și măsurând știu dinainte ce am de făcut. Așa. Din această cauză am, în seara asta vreau să vorbesc despre radiestezia terapeutică. Această radiestezie terapeutică care este o binecuvântare a Universului dată oamenilor pentru a-i ajuta în a afla lucruri mai repede despre ei și despre ce au ei de făcut cu viața lor. Pentru că au posibilitatea, prin această tehnică, să măsoare, de exemplu, tot ceea ce înseamnă proiectele pe care ei le pot începe sau le au deja începute, dacă sunt compatibile pentru ei, dacă au o perspectivă în viitor de a crește sau au nevoie de a optimiza, de a aduce lucruri noi în proiect care să-l poată pentru a putea crește. Ei, această radiestezie terapeutică se mai poate practica și sau este mai poate fi folosită și de cei care au afaceri sau doresc să-și deschidă o afacere, pentru că dacă nu știu ei să măsoare, vin la mine și le măsor eu. Se pot alege, de exemplu, denumirea, dacă este optimă pentru ceea ce s-au gândit ei să facă, dacă domeniul de activitate este compatibil cu el, în primul rând, care a gândit-o, dacă business-ul în sine
prin planul de business pe care l-a conceput el, poate avea un viitor ușor și să nu înceapă să tragă din greu și să spună că nu funcționează și de ce nu funcționează. Și a știe de la început ce are de făcut. Este destul de simplu. Pentru unii, această artă radiestezică sau aceste măsurători cu ANSA poate părea un mit sau ceva așa, un SF. Pentru că mulți îmi zic și mie, ia măsoară cu sârma aia, ce vezi acolo? Ghicește-mi și mie ceva. Dar radiestezia nu e cu ghicitul. Eu nu ghicesc nimic, eu spun când măsor un lucru real. Ce e cu tine, ce se va întâmpla, despre ce e vorba. Nu-ți ghicești nimic. Dacă vrei să-ți ghicești, mergi la ghicitori. Mulți spun că nu cred în asta, că într-un fel sau altul, cel care măsoară influențează ANSA. Asta cu influențatul ANSA-i, da, cel care măsoară poate influența ANSA, dar în asta constă diferența. Între unul care ia, pune mâna pe o ansă pentru că a văzut el că o ține între două degete și poate măsura și cel care face un curs și îi explică cineva cum se conectează, cum vine informația, cum înțelege parametrii respectivi, în ce stări emoționale unde trebuie să conecteze pentru a nu influența. Pentru că altfel, da, influențez ANSA. Și am avut multe cazuri de genul ăsta în care, știi, primul lucru, la început, când încep să măsoare, măsoară mai ales doamnele, dacă al lor soț îi înșeală. O înșeală. Și bineînțeles că unele, acelea care au credința că există o posibilitate pe acolo, vor influența ANSA. Și atunci apar certuri. Ei, din cauza asta este bine să știe ce face acolo pentru a nu influența și a avea un răspuns corect, cât mai aproape de adevăr. Da? Titlul de radiestezie terapeutică. Acest titlu de radiestezie terapeutică este destul de nou. A apărut acum vreo 3 ani de zile. Eu am fost cel de la mine a pornit denumirea de radiestezie terapeutică, după care acum mai este folosită și de alți profesori. Când spun radiestezie terapeutică, din titlu se vede că face două lucruri. Partea de radiestezică care se ocupă cu a măsura, adică măsuri cu ANSA și raportorul, parametri, și când spun terapeutic, se referă la partea de terapie. Adică sunt tehnici speciale de terapie, curățare și energizare, tot ce ține de domeniul terapiei energetice. Ei, cu partea de a măsura, adică cu radiestezia, poți să măsori tot ce vrei tu, ce trece prin minte. Dar aici e nevoie de a ști cum să intri în... Există un protocol de a măsura, protocol care îl învață în curs. Poți căuta apă, metale, lucruri pierdute, linii energetice prin grădină, prin curte, pe unde vrei. Acum că a venit iarna, cauți pe cei care se duc prin Buceci și se pierd și salvamontul îi caută. Și atunci tu poți restrânge area de căutare cu ajutorul radiesteziei. Îi trimiți pe acei oameni să nu mai umble bezmetici prin munți, ci spune, uite, cam asta este zona unde s-a rătăcit domnul, doamna. Da? Ei, ce mai poți măsura? În primul rând, poți măsura alimentele. Și pe elevii mei, eu, începând cu modulul 2, îi trimit în bucătărie
și le zic, deschideți toate dulapurile în bucătărie și începeți să măsurați tot ce aveți acolo. Păina albă, de porumb, orez, linte, fructele Minima de pe fructe, blat, suplimente. absolut orice. Și vezi compatibilitatea acelor alimente cu tine. Deschide frigiderul, pentru că în frigiderul e plin. Măsoară tot ce e în frigider la compatibilitate și vezi ce poți mânca tu pentru a nu-ți face rău, pentru a te îngrășa. Problema cu îngrășatul foarte multe. Ce să fac ca să nu mă îngraș? Uite, dacă mănânci un aliment compatibil cu tine, nu te mai îngrași. Pentru că una e să mănânci și poți să măsori, de exemplu, cât este optim la nivel de cantitate. Măi, eu am voie să mănânc pe zi 50 de grame de carne, nu știu de care, de pui. Da? Da. Sau uite, avocado. Este comestibil, da? Dar s-ar putea ca acel avocado, cu toate că este comestibil, pentru mine să nu fie compatibil și pentru Mirela, da. Și eu, să, după ce îl mănânc, să am arsuri, să mă arde pe stomac, să am dureri. Și atunci mai bine știu dinainte și fac o selecție. Este simplu. Și cumpărăturile, mai ales pentru doamne, devin cu această metodă mult mai eficientă. Apropo de optimizări, eu mi-aleg suplimente, creme, tratamente și la unele rămân surprinsă că sunt prezentate extraordinar și pentru mine nu aduc o mare contribuție. Și atunci eficientizarea prin radiestezie este imensă în viața de zi cu zi. Nu m-am putut abține să nu le spun doamnelor cum pot face cu cremele și cu suplimentele. Și cu diamantele, dacă le plac diamantele. Nu știu cum procedezi tu la curs. Eu în zona asta de radiestezie, pentru că mi-a plăcut, am fost autodidact, am citit tot ce se putea citi ca să pot să folosesc o ansă. Să știu să folosesc o ansă, le-aș spune din experiența mea, dacă, cum să spun, să nu creadă că au influențat ei ansa în sensul în care au strâns-o foarte tare și atunci s-a dus în direcția în care ei au dirijat-o. Cred că de asta este și făcut așa, ansa înțeapă puțin la capete, sus și jos. Foarte ascuțit. Dacă ajunge să te înțepe, înseamnă că strângi mult prea tare. Deci tu nu trebuie să te înțepe, nu trebuie să te doară, să ai nicio senzație rea atunci când ții ansa. Pentru că e suficient de ușoară, este suficient doar să o atingi, ea stă acolo. Ea trebuie să stea agățată în amprentă. Exact. Exact. Nimic mai mult. Înțeleg Faptul în afară de... că o strângi nu înseamnă că o poți influența. Nu ține de cum o strângi influența ansei. Pentru că ea se mișcă și dacă o strângi și te înțeapă până îți dă sângele, da? Dacă ești conectat cum trebuie, se duce pentru a-ți arăta o valoare cât mai aproape de adevăr, nu ceea ce îți creează mintea ta. Pentru că ea este fiind flexibilă, chiar dacă o strângi, se mișcă, datorită faptului că este ascuțită. Se mișcă. Altfel, s-ar duce cum ai duce tu mâna. Corect. Dar acele, fiind ascuțită la capete, se duce, se învârte ușor. Bun. Hai să vedem ce mai facem cu ANSA. Da, ansa este un instrument, este o sârmă îndoită într-un anumit fel, ascuțită la capete, care îți arată niște parametri. De fapt, ea este instrumentul care îți arată parametri, nu măsoară ea. Da? Ea se mișcă în funcție de întrebarea pe care tu o pui și îți arată un parametru pe care tu, ca radiestezist, îl interpretezi. Folosești pendulul
Sau nu mai Nu. am? Eu folosesc doar ANSA, nu am măsurat cu pendul, am măsurat, cred că la începutul, când am descoperit prima dată radiestezia, am descoperit-o cu pendul, eram prin facultate sau doream să dau la facultate și s-a întâmplat, nu știu ce, mi-au dispărut și pendulul și cartea, le-am căutat, nu le-am mai găsit, după care am descoperit radiestezia cu ANSA. Da? Ei, cei care practică această radiestezie, în principal, o pot practica toți oamenii, doar că partea de măsurat, da, este compatibilă cu toți. Se învață, te duci în a măsura și așa mai departe, dar atunci când este vorba de tehnicile de terapie, tehnicile de protecție, tehnici, tot ce ține tehnicile de chirurgie energetică, e nevoie ca practicanții să aibă anumite valori. Valori care le măsori tot cu ANSA. Pentru că oamenii, de multe ori, sunt influențabili. Și atunci, dacă ai valori mici, tu ca terapeut, pentru că această școală de radiestezie și cursul de radiestezie terapeutică este și pentru cei care practică deja, sunt terapeuți. Și foarte mulți, de exemplu, au venit cu această problemă. Cum să mă protejez? Pentru că există frica asta de a prelua în momentul terapiei. Nu-i numai o frică, e un adevăr. Da, doar că Clar. adevărul acesta este doar pentru acele persoane care, la nivel de valori, sunt la fel cu omul din fața lui. Și care nu Și și-a atunci vindecat. el nu și-a vindecat umbra, nu și-a vindecat programele mai puțin benefice din el, și atunci rezonează cu cel din fața lui. Și e normal să preiei pe rezonanță, pe vibrație. Te duci pe vibrația omului, preiei. Din cauza de asta, tu ca terapeut este bine să ai valori mult mai mari decât cei care îți vin în terapie, în cabinet. Și din cauza asta se cer valori, de exemplu, cu acea beneficitate peste 83. Iar tu, ca terapeut, peste 85. De ce? Ca să nu preiei, să fii la nivel de vibrație peste omul din fața ta. Și atunci nu mai preiei. E simplu. Am înțeles. Ei, radiestezia este o artă care are nevoie de foarte multă practică. Eu, mulți mă întreabă dacă fac inițieri în radiestezie. Eu nu fac inițieri în radiestezie. Pentru că în radiestezie nu e nevoie de inițiere. Tu ai puterea, tu ai capacitatea prin muncă, prin foarte multe măsurători, prin multe repetări a tuturor protocoalelor de terapie, să te conectezi acolo unde este nevoie, la acel nivel de vibrație, astfel încât să determini vindecările, curățările, tot ceea ce faci. Ei, aceste repetări perseverente a tehnicilor, la un moment dat, duc la deschiderea acelor claruri după care oamenii aleargă. Da? Doar că nu ți se deschide după ce ai făcut două curățări și două terapii. E nevoie de. Acum depinde și de la om la om, de la persoană la persoană. Am avut elevi care, după modulul 4, începuseră să vadă anumite energii care le ieșeau din mâini.
Da, vedeau energia când începeau să curețe. Dar și persoane care erau invidioase că nu văd ceea ce văd colegii. Da? Depinde de la om la om, de cât muncește, de cât de avansat este în arta asta terapeutică. Pentru că vin și începători, dar vin și oameni cu experiență să învețe. Și Pe că mine, ce zici? pe mine radiestezia m-a ajutat extraordinar de mult ca un instrument care mi-a confirmat ceea ce percepeam prin celelalte simțuri. Este un instrument extraordinar de valoros ca și cunoaștere în toate domeniile vieții. Chiar dacă nu ești neapărat terapeut, îți conferă, hai să spunem, anumite aturi față de necunoscători, pentru că poți, practic, să îți optimizezi succesul, prosperitatea, alegerile, conform cu binele tău cel mai înalt. Deci, practic, aș spune că omul nou, care tinde către elevare personală și spirituală, are nevoie de cunoașterea din radiestezie, pentru că, practic, parametrii, valorile de care Romeo spune sunt autentice și în raport cu curățirea interioară și cu conexiunea cu divinitatea. Este o unealtă și un instrument al divinității, dăruit cu multă înțelepciune nouă. De ce am spus că este o realitate pentru mine și pentru cei care, elevii mei, această radiestezie? Pentru că mie mi s-a demonstrat de când predau și de când practic radiestezia aceasta, că tot ceea ce am făcut și prin intermediul ei a avut un rezultat benefic. Și toate măsurătorile pe care le-am făcut, în perspectivă, mi s-au demonstrat a fi reale. Și atunci, în momentul în care atâția ani la rând ai numai beneficii și tot ceea ce măsori în timp ți se demonstrează ca adevăr, atunci devine și pentru tine, cel care le practici, o realitate. Pentru că vezi că ceea ce faci tu acolo nu este un SF. Da? Ci că, uite, s-a materializat, s-a realizat. Măsurătoarea mea, uite, eu ți-am măsurat că se întâmplă asta și asta s-a întâmplat. Se probează. Feedback-ul e. Feedback-ul e fantastic și constructiv. Da? Ei, cursul. Eu, de-a lungul anului, încep multe clase de radiestezie terapeutică. Pentru anul 2023, prima clasă începe în data de 24 ianuarie, de ziua Unirii. De 24 ianuarie este prima clasă care începe în anul 2023. Cei care doresc să se înscrie, intră la mine pe site, pe romeopotezatu.ro și acolo găsesc cursul. Este acum la reducere până pe 24 și poate fi achiziționat fie cursul întreg, fie modul cu modul. Da, În încheiere, zic, mai sunt câteva zile până când începe conferința Mirelei și vreau să te întreb, ar trebui ca oamenii să fie pregătiți în vreun fel, să fie trecut prin zona asta de spiritualitate ca să înțeleagă mai mult sau pur și simplu pot să vină să se înscrie?
Oamenii se pot înscrie la conferința Mirelei, nu contează că este, cât de spiritual este. Și dacă nu are nicio experiență în domeniul spiritual, poate să vină să se înscrie, pentru că în urma acestei conferințe poate avea o conștientizare, două, trei, poate să-și dea seama de unde să pornească și ce are de făcut. Vorbesc pe înțelesul tuturor, fără să folosesc termeni specifici unui anumit domeniu, pur și simplu activăm resursele interioare, claritatea, viziunea și susțin oamenii să aleagă în anul care vine soluțiile optime, concrete. Deci e în regulă pentru toți cei care simt să se împuternicească și să-și ia cumva materializarea succesului în propriile forțe. Îi aștept pe toți cei care pot, vor și trebuie să fie alături de mine. Și pentru că Mirela are conferința cu prosperitatea, m-am gândit să dau un ritual, dar nu un ritual, ci o tehnică din radiestezie prin care omul să se conecteze la această vibrație a prosperității și să-și o aducă în viața lui. Deci este o tehnică specifică radiesteziei terapeutice. Iar această tehnică folosește sferele. În radiestezie se folosesc tot felul de sfere, de la sfere simple la sfere complexe, dar acum o să folosim cea mai simplă sferă posibilă pe care o pot face toți oamenii, indiferent dacă au cunoaștere spirituală sau nu. Dar pentru a avea rezultate, această tehnică de a aduce, de a atrage prosperitatea în viața lui, e nevoie să o folosească minim 10 zile. Și este bine să o folosească minim 10 zile, deoarece e nevoie de un timp, este legea ritmului care spune că omul are nevoie de un timp anume pentru a se conecta pe acel nivel de vibrație specific sumei de bani sau specific prosperității, așa cum o vede el. Pentru că în momentul cu cât face ritualul, să spunem ritual, cu atât el va avea conștientizări și va elimina din structurile lui acele programe care îi blochează prosperitatea și banii pe care și dorește, de exemplu. Bun. Pentru a începe acest ritual, e nevoie să se așeze pe lejer, pe un scaun, să își activeze mâinile, pentru că toți oamenii avem palmele noastre emit lumină și energie electromagnetică. Iar prin aceste palme, chiar se poate măsura palma, și acolo, în urma măsurătorii, vezi că forma palmei are imaginea energetică, are forma unei frunze de arțar. Da? Iar cine nu știe să măsoare, poate căuta pe internet pozele Kirlian cu palma. Și atunci pot să-și dea seama, să aibă în mintea lor cum arată energia palmei lor. Da? Și aici, palma, da, are mai mulți centri energetici și între cele două palme e nevoie să folosească imaginația, ingredientul secret al creării sferelor este imaginația. Își imaginează între palme o sferă galbenă de forma unei mingi de tenis de câmp. Și vede cum din cele două palme lui încep să iasă energie, începe să iasă energie și acea sferă galbenă tot crește, crește. Și el crește acea sferă
galbenă până ajunge la dimensiunea unei mingi de handbal. La început poate să ia un minut, două, trei. Cu cât o practică mai des, va crea sfera tot mai repede. Da? Ei, poate să și simtă sfera, pentru că și atinge ușor, duce mâinile, duce cele două palme, până simte sfera creată între palme. În momentul în care simte sfera, introduce în sfera respectivă un algoritm. Dar acest algoritm îl introduce ca și cum ar avea, ar fi deja, da? Ca și cum, pentru a se conecta el pe vibrația bisului lui. Și atunci, de exemplu, să dăm un exemplu. Când e vorba de prosperitate, am în 2023 5.000 de euro pe lună. Da? Și introduci acest program acolo, îl vezi, îl scrii în mijlocul, scrii cu mintea, în mijlocul acelei sfere. 5.000 fi semnul euro. Da? După care această structură o arunci în sus. Ei, aceeași structură, aceeași sferă, o mai introduci în cele 7 chakre ale tale. Și această, mai creezi încă o sferă pe același principiu, intri în această stare alfa și după ce ai intrat, spui o muzică terapeutică, o muzică, pe YouTube este plin cu muzică de meditație. Intri în această stare alfa, creezi sfera cu același program, 5.000 de euro, și introduci această sferă prin chakra 7 cu programul să se multiplice în 7 sfere identice care se vor așeza în cele 7 chakre. Pur și simplu, o iei cu palma și o introduci. Și cu ajutorul imaginației o vezi cum ea se multiplică, se duce în chakra 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Care este rolul acestei sfere pe care o introducem în chakra? Ei, zilnic e nevoie să introduci această sferă în chakra. Rolul ei este de a te conecta pe nivelul de vibrație al sumei de 5.000 de euro, de exemplu. Deci fiecare sumă are vibrația ei. Deci cea pe care o trimiți în univers e odată. Aia e odată. Și celelalte în fiecare zi, în cele 10 zile. În același ritual o trimiți și pe aia în sus. Toate cele 10 zile o trimitem și pe aia sus și către și fiecare în noi. Da. Cea care o trimitem în noi ne conectează corpul fizic, sufletul, sinele nostru. La nivelul de vibrație a sumei de 5.000, da, că am băgat programul ăla, iar cea din sursă care am trimit-o, care am, o trimitem înainte, de fapt, prin vibrația noastră noi conectăm la ceea ce am trimis sus. Și așa intră legea atracției. Și vom atrage în viața noastră acele evenimente, fapte specifice prin care ni se deschid ușile ca noi să începem să facem suma de 5.000. Adică nu va cădea din cer suma de 5.000. E posibil să scadă și din cer suma de 5.000, dar scade odată, nu în fiecare lună. Poate cei 5.000 care spică în prima lună te ajută să-i multiplici în celelalte luni. Dar în același timp e nevoie să fii și deschis pentru a vedea oportunitățile, semnele, sincronicitățile care apar pentru a se întâmpla, pentru că universul îți dă, universul te apropie de ceea ce ți-ai propus tu prin ritual,
Dar ai nevoie să-l și vezi și atunci trebuie să fii deschis. Dar Bun. decizia ușor. Asta este, cum să spun, nu este foarte complicat de realizat, doar că trebuie să te ții de el. Da, asta e secretul. Perseverența. Să te ții de el. Da. Mai multe secrete și ritualuri și activări. Ne vedem în conferință. Noi suntem foarte entuziaști să oferim din cunoașterea noastră și credem cu tărie că ceea ce intenționăm se și întâmplă, atât pentru noi, cât și pe cei pe care îi învățăm. Sigur că da, pentru cei care doresc să se înscrie, am aici 0741116008, numărele de telefon amândouă sunt pe ecran, acesta este numărul Mirela Botezatu, site mirelabotezatu.ro, da? Maria, Mirela Maria Botezatu îmi suflă aici, .ro, uitasem de Maria, și Romeo Botezatu 0744551203, ambele numere sunt cele pe care le vedeți pe burtieră. romeobotezatu.ro site-ul. Mai sunt câteva zile, deci oamenii au timp să se înscrie. Sigur, vă așteptam. Tare aș vrea să vorbim când terminați, să vedem cum a fost. Cu mare drag, cu mare drag. Aici am lăsat pe timpul emisiunii cartea ta, Mirela, și vreau să le o prezint încă o dată prietenilor noștri, pentru că este un manual practic. Așa este. Lucru cu sinele, este bine să-l citiți, să vi-l însușiți, pentru că sunt foarte multe lucruri de învățat și la îndemâna oricui să le poată practica. Urmând ca miracolul să devină o normalitate și succesul și prosperitatea să se întâmple la nivel de intenție. Da, așa să fie, cum spui tu, să dea Dumnezeu. Ei, vă mulțumesc tare mult, tare mult vă mulțumesc pentru seara asta. Abia aștept să ne revedem. Încă o dată vă spun la mulți ani să aveți o seară de Sfântul Nicolae minunată. Mulțumesc. Și vă mulțumesc că ați stat alături de noi până la această oră. Ca și seara trecută am să vă urez pentru cei care sunteți mai tinerei, așa, să moșul să vă aducă, ce să vă aducă? Să vă aducă jucării, ghetuțele, să fie pline cu tot ceea ce vă doriți, iar pentru cei mari le doresc ca moșul să le umple sufletele de bucurie. Până săptămâna viitoare, fericire în suflet și putere în trup, să trecem cu bine peste săptămâna ce vine. Încă o dată vă mulțumesc și aștept să ne revedem sănătoși. O seară minunată! La revedere! La revedere! Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub
și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și, de asemenea, gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.